Salutare, prieteni! Vă prezint, o să le prezint împreună, că e mai ușor așa și pentru dumneavoastră să vă hotărâți. Două lanterne de bicicletă, ZX și ZX Pro. Sunt două lanterne de bicicletă profesionale din gama Olight. Reîncărcabile USB-C, una are 220 de lumeni, cealaltă 350 de lumeni, 170 de metri distanță maximă, cealaltă 208 metri. Asta ZX Pro are și un acumulator puțin mai mare. Asta înseamnă o autonomie mărită, normal. Bun. Pe același număr de lumeni. Bun. Acum. Sunt singurele, ce au ele de, diferit de celelalte lanterne de la Olight. În Germania există un standard, adică ca să mergi să-ți montezi o bicicletă sau pe bicicletă sau pe trotinetă, lumina trebuie să aibă o anumită formă, respectiv acest standard german STBZO, da? Și arată în felul ăsta. Este pentru a nu orbi pe ceilalți, este o optică extrem de interesantă. Să urmăriți totuși și filmările de exterior, o să fac niște comparații atunci. Da, până ajungem acolo, o să dau cutiile puțin la o parte. Conținutul pachetului este identic în ambele cazuri, l-am scos deja eu aici. Deci avem lanternuțele, normal. Sau lanterna, da? În cazul ZX, avem un cablu de reîncărcare USB-C, USB-A, se încarcă normal pe 5V, sistemul de prindere, la fel ca în cel clasic, e prindere de tip Garmin, da? Foarte simplu, foarte eficace. Pac. Avem benzile acestea, care sunt, da? De tipul ăsta, au și un cauciuc aici. Și avem mai multe dimensiuni, da? În funcție de grosimea ghidonului, da? Se schimbă, se pot schimba baretele astea, da? Se prinde așa aici, se bagă, practic cu acest imbus se strânge bine aici șurubelul, ea se fixează, rămâne fixat pe bicicletă sau trotinetă suportul și doar scoatem și montăm lanterna. Foarte simplu. O să le filmez și noaptea afară pe bicicletă sau trotinetă. Bun. Să vorbim puțin ce au optică de tipul proiector, da? Au un LED în mijloc, da? Dar ăsta este un tip, e un fel de lupă, da? Cu ajutorul căreia au scos acest tip de lumină. Ok, ea montată pe bicicletă, adică partea asta de aici, ce vă arăt eu, asta este practic în apropiere, iar asta de sus, da, este faza lungă pentru depărtare. Toată lumina asta este sub nivelul ochilor șoferilor, da? Deci toată lumina asta este pusă pe asfalt, exact acolo unde avem nevoie, da? Un unghi foarte bun. Este aceeași lumină pentru cei ce cunosc sau, nu știu, au trotinetele de la Xiaomi. Sunt prevăzute cu, din câte știu, am și una, cu un tip de lumină de exact tipul ăsta. Foarte eficient. Da? Nu vă uitați la numărul de lumeni. Uitați-vă la filmările de afară, pentru că o lanternă de bicicletă de, să zic, 220 de lumeni cu optică de tipul ăsta este mult mai eficientă ca una, aproximez eu, dar o să fac testele afară, de 500 de lumeni, de exemplu, cu o lumină aruncată în mai multe zone de care n-am nevoie. Eu exact aici am. Deci exact pe suprafața asta, așa. Pac, în față. Deci este absolut incredibil. Unu. Nu e vorba doar de, bine, nemții ăștia au pus-o ca să nu-i orbești pe ceilalți, dar este și o optică, optica de tipul ăsta cu proiector, se vede foarte bine toată concentrată și se văd foarte bine detaliile, gropile, e o diferență fantastic de mare în cum observi micile, cum să vă spun, o piatră, de exemplu, pe asfalt sau o,
o denivelare a asfaltului, tu fiind în viteză, se vede mult mai bine cu tipul ăsta de lumină decât cu cel cu lupă clasică. Asta este feeling-ul meu. Bineînțeles, da, normal, dacă vrei puteri de-astea de senzațional de mare, trebuie să mergi pe una clasică, că nu, încă n-au scos. Dar poți alege liniștit una din astea două, deci este, m-am plimbat puțin cu ele, e alt film, e altceva, deci e altceva. În Germania, nici nu știu că am tras mai mult astăzi, puțin obosit, dacă nu ai un tipul ăsta de optică, este ilegal, deci nu ai voie. Da? Tipul ăsta de lumină, da? Focalizată, pac, frumos, să nu intre în ochii șoferilor, pentru că e o chestie foarte mișto, parcă te ocolești așa, deci e incredibilă lumina ce au reușit să facă la astea, nu toate, că aia de la Xiaomi, na, e ceva acolo, dar, na, în fine, e slabă, e așa. Ok. Și acum, să vorbim puțin, e keep it simple, deci bravo, light, exact ce am avut nevoie, sau ce avem nevoie pe bicicletă, fără fițe, figuri, deci o aprind ținând lung apăsat, da? Iar acum fazele, intensitatea de fapt, o schimb prin apăsări succesive, simplu, da? Mic, mediu, mare, mic, mediu, mare, da? Și se schimbă frumos, pac, 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 ca să opresc, țin lung apăsat, da? După ce o aprind, sau chiar dacă apăs odată, aici vedeți, am un indicator, verde înseamnă că e full încărcat, verde, portocaliu, roșu, roșu trebuie să o încarci. Bun, se încarcă pe aici, pe în spate. Așa. Și acum, ca diferențe tehnice, hai să iau cutiile, să nu vorbesc eu din amintiri. Ok. Deci, asta, ZX Pro, am în partea, hai să le pun invers, că v-am arătat-o pe oară. Da? Deci asta este ZX, asta este ZX Pro. Da? Poate vă e mai ușor așa. Deci 220 de lumeni, runtime, autonomie o oră 30 de minute. Asta la altă are 350 de lumeni pe maxim, doar o oră și 10 minute. În schimb, dacă o dau pe mediu, adică tot pe 220 de lumeni, da? Avem 2 ore și 30 de minute. Da? Deci foarte, foarte interesant. Iar asta micuță are doar două moduri, high și low, 220 și 130. Dar vă repet, 220 ăsta este fantastic, e ceva, o să le filmez noaptea. Da? Deci este cu mult, mult peste o, nu știu, lanterna aia care vine montată pe trotineta de la Xiaomi, ca aia o am eu. Ok, așa. Greutate mică, 111 grame, ambele, pac, pac, 130 de lumeni, 4 ore 30, deci niște lanterne foarte, foarte bune. Ce aștept eu acum? Aș dori să continue pe optica asta, că mi se pare, nu știu, aștept și feedback-ul dumneavoastră, nu mă plimb toată ziua, dar am și bicicletă și trotinetă, dar nu știu, mie îmi place foarte mult, că foarte des am senzația că îi orbesc pe ceilalți. Bine, câteodată pe șosea e bine să îi orbești, că le atrage atenția. Știu și asta, dar na, mie îmi place, mai ales dacă merg pe trotuar, mă plimb așa prin oraș sau urban sau pe piste de bicicletă, mi se pare mai mult decât suficient și super mega safe o lanternă de genul ăsta. Na, adică dacă în Germania sunt obligatorii, ori avea și ea ceva în cap, adică na, bine, și piste și sunt discuții mai multe, dar, nu știu, mi-e greu să aleg, cel mai bine urmăriți filmările de noapte, că acolo chiar o să fac niște comparații, dar mai aștept să mă încălzesc puțin afară, să mă pot plimba și eu mai, să nu-mi înghețe mâinile. Deci cam asta este, că aceste mănuși, că dacă tot vă plimbați și cei ce se uită la clipul acesta, sigur au nevoie de mănuși, da? Noi suntem importatorii brandului Mechanics, e unul dintre cele mai cunoscuți, să nu folosesc cuvinte de astea, că e cel mai... Dar oamenii sunt mega profi pe mănuși, tot felul de mănuși,
și mai ales pe zona asta de bicicletă, trotinetă, au tot felul și mănuși de vară cu aerisire și cu protecție la tăiere, dar tăiere pe bune, adică rezistă la disc. În fine, le găsiți toate pe capapro.ro cu protecție la impact. Asta, de exemplu, sunt niște mănuși tactice. Eu le folosesc la filmări că sunt foarte fine, adică pot, am dexteritate foarte mare cu ele, high dexterity. Da? Dar intrați pe capapro.ro, acolo găsiți toate brandurile importate de noi, inclusiv o cele mai mișto mănuși de... Intrați și o să vedeți despre ce vorbesc, adică e, oamenii ăștia au dus mănușa la rang de artă, așa cum Olight-ul a dus lanterna la rang de artă. Și doar modestia mă oprește să folosesc cuvinte de-astea cu cel mai bun, cel mai tare, da? Pentru că chiar așa este. Vă mulțumesc și vă urez distracție plăcută, mega, să fiți mega safe cu lanternele și echipamentul, mănușile, dacă vă veți lua, de la Olight, respectiv Mechanics. Vă mulțumesc și vă urez o zi minunată!